Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi avem un vlog mai special. Nu știu câți dintre voi știați, dar mie îmi plac porumbei foarte mult. Am mai avut porumbei prin 2013, înainte să mă mut în Pitești. Trebuie să-i vând pentru că nu puteam să vin cu ei. Porumbei cu pedigree, porumbei cu linie bună. Dar a trebuit să-i vând pentru că mă mutam. Acum, nu știu, parcă dintr-o dată mi-a revenit pasiunea. Îmi doresc din nou. Bine, tot timpul m-am uitat la porumbei, tot timpul m-am uitat la videouri despre porumbei, despre oameni, despre columbofili. Și după cum puteți vedea aici, avem... Avem 7 pui aici. Avem și niște adulți aici, dar pe aceea nu o să-i filmez, că momentan nu sunt interesați. Avem 7 pui aici, bineînțeles că sunt la mine pe balcon, adică n-am unde să-i țin aici și nici nu o să-i țin, adică este temporar, nu este o problemă, dar nu o să pot să-i cresc aici. Vorbim de maturii aceia sau de puilor. Pentru că acești pui sunt cumpărați special pentru un singur scop. Eu cel mai sigur, mai mult ca sigur, nu voi putea concura cu porumbei anul ăsta, fiindcă nici nu am porumbei și nici nu am o locație momentan unde să-mi fac o volieră. Dar sunt în căutare. Și am cumpărat aici 7 pui. Pui sunt cumpărați de la Răzvan Călina din Apitești, Bascov. Și acești pui, acești 7 pui vor ajunge în columbodrom. Nu știu exact în ce columbodrom. Nu m-am hotărât. Vini, de unde ești? De unde ești? A venit și cățelul. Nu m-am hotărât în ce columbodrom, dar sigur va ajunge într-un columbodrom. Puii sunt inelați, sunt vaccinați, sănătoși, avem aici un roșu frumos. Nu am încă pedigrile lor, dar o să urmeze să le primesc. Unii sunt atât de mici încât mai au acest puf pe ei. Băi, lasă-mă o ciucubelu în pace. Unii sunt mai măricei, cum ar fi acesta. E mai măricel. Nu-i voi, uine, nu-i voi. Haideți să încerc eu să bag aici la ei cumva, să-i vedeți mai bine. Dar nu mă lasă cățelul să ia, uitați-l pe cățelii de aici, lângă ei. Băi, stai cu minte. Sunt 7 pui care vor ajunge în columbodrom, băieți. Vreau să-i zbor într-un columbodrom. Încă nu m-am gândit exact în ce columbodrom. Am două posibilități rapide, să zic așa. O posibilitate ar fi la columbodromul din Bradu, Pitești. Iar cealaltă posibilitate ar fi la columbodromul din Curtea de Argeș și Royal City. Răzvan mi-a recomandat să-i bag la Royal. Acolo ce ar fi... Băi, stai mă, dă-te jos de aici. Băi, dă-te jos de aici. Ciobanașule ce ești. Răzvan așa mi-a recomandat să bag la columbodrom de la Curtea de Argeș, de la Royal City. Dar nu știu exact ce să zic. Soția a zis că își alege acest roșu sau argintiu, nu cred că e roșu, cred că e argintiu ăsta. Acest argintiu, ia să vedem un pic. Băi, dă-i drumul mă de aici, băi, dă-i drumul de aici. Să vedem, cred că e argintiu, nu? Nu mă pricep așa bine la toate culorile, dar da, e argintiu, din ce îmi dai eu seama. Și l-a ales pe acest argintiu, care să fie porumbelul care să reprezinte concursul. Sincer, eu nu am un preferat aici,
Sunt undeva la doi pui care sunt mai mici și aceia ar fi preferații mei, cum ar fi acesta de aici și încă unul de aici. Trebuie neapărat să mă grăbesc să-i duc în colombodrom, pentru că nu știu exact când încep. Sunt premii, sunt finale, finala, nu mai știu, sunt în jur de 500 de kilometri ultima cursă pe care trebuie să facă porumbeii. 500 de kilometri undeva din Bulgaria, dacă nu mă înșel, am văzut la cei de la Royal. Sunt mai multe concursuri sau mai multe zboruri cu ei. Și na, am vrut să vă prezint și vouă porumbeii, nu pot să vi prezint așa în detaliu pentru că oricum mă grăbesc, trebuie să le dau să mănânce. Trebuie să le dau și apă, pentru că seară am fost puțin cam busy și n-am apucat să le dau. Oricum erau mâncați și băuți, cred. Și așa că o să le pun acum niște mâncare și niște apă. Am un amestec din acesta mai special așa de porumbei. Cumpărat, nu știu exact unde l-am cumpărat. Pe care o să-l împărțim cu acești băieți. O să găsesc în ce să le pun prima dată de mâncare. O să le pun în această farfurie, băieți. Sper să că ei se poată mânca. Sper să încap o farfuria pe aici. Sunt trebuie să o să dau pe porț, hai că încăput. Hai băi, la masă. La masă nu vă fie rușine. Pe ce avem aici? Avem bobițe. Bobițe super șmechere. Hai, care vine primul la masă? Nimic? Ăștia nu fi în sarcasm? Vă și mâncați că nu se nimeni să vă bage pe cioc. Dacă era unul, doi mai înțeleg, de la 7 porumbei, meu, după amiază întreagă să dau să mâncați pe cioc. Eu când eram mic, primeam pui mult mai mici decât acela cu pui. Mici, mici, de tot îi primeam. Și le dădeam, eu și cu fratele meu, le dădeam să mănânce. Le băgam grăunțe pe cioc. Câte una, câte una, câte o din aia, câte o din aia, câte o din aia. Până când se făceau mai. Și apă, fiindcă ei nu știau să bea, apa le-o dădeam altfel, luam apă în gură, luam ciocul puțin în gură și le împingeam pur și simplu apa pe cioc. Așa, asta când eram mic, undeva până în 2000. 2000, poate 98, 97, în zona aceea, că am primit de mai multe ori porumbei la țară și chiar i-am învățat să vină, să zboare, să... În 2013 îmi făcusem o volieră, îmi făcusem ceva, dar asta o să povestesc eu pe alte vloguri. Dacă mai sunteți pasionați de porumbei, dacă mai am columbofil pe canalul acesta, am rugămintea să-mi lăsați și mie un comentariu, dacă sunteți și din Pitești, și mai bine, pentru că mi-ar plăcea să mă văd cu câțiva columbofili. Și poate facem câteva video și câteva vloguri. O să las pe porumbei să mănânce. Eu mai am pe balcon aici două perechi de maturi pentru matcă, pentru viitoarea mea matcă. Și am mai licitat la un porumbel undeva la 100 de euro de la un derby de la colbodromul Corabia, ceva din Spania, ceva derby de iarnă. Am mai licitat acolo la un porumbel. Ia mă și mănâncă tu. Ia uite-l pe cățel cum stă. Ți-l ofer să mănânci și el. Bă, tu nu mănânci nimic, înțelegi? Bă, mă auzi? Nu mănânci nimic, grasule, tu. Nu mă da din codița aia mică. Ăștia nu știu să mănânce, mă, băieții. Acum, hai. Hai, ușor, ușor, așa, tati, așa. Hai că uite-n ce băieții să mănânce. Aia zic. Trebuie să înceapă unul tu și după aia mănâncă toți, înțelegeți? Băi, o căldură afară, frate, a venit vară. Astăzi suntem în 20 mai. Astăzi este și ziua mea de naștere. Am primit cadou de la soție. Acum e de la bebelu să mănânce și am ieșit puțin la porumbei.
Abia aștept să-mi iau o casă și să merg acolo. Și dimineața, cum bate soarele acum, să ies afară, să-mi fac o cafea și să mă duc la porumbei. Abia aștept să se întâmple asta. Uitați că am început să mănânce porumbei, ceea ce e foarte bine. Astăzi vreau să ajung cu ei neapărat la Columbodrom, să-i bag la un Columbodrom. Acum, ce nu știu eu, băieți, este dacă... Ce nu știu eu este dacă se bag pe toți într-un Columbodrom, se bag în Columbodrome separate. Eu am 7 pentru că în Columbodromul din Argeș, Royal City, primesc 5. Adică 7 la preț de 5, 5 plus 7. Și mă gândeam să-i bag acolo. Sunt mulți, nu prea aș fi vrut eu să bag așa mult, dar na. Pot să mai bag 4 cu 3. Sau 3 cu 2 cu 2, dar nu aș vrea să-i despărțesc, să-i despart chiar așa mult. Gata, băieți, cam asta a fost vlogul. Vă pup pe toți. Lăsați-mi mesaj acolo dacă sunteți columbofili. Dacă vă place un pui de aici, să țineți minte că o să vă spun ce rezultate o să aibă la zborurile de la Columbodrom. V-am salutat pe toți.